Ok, salut tuturor și bine v-am găsit la un nou daily vlog. Știu că nu vă așteptați la asta. Azi e vineri, e undeva la ora 1, iar în 10 minute trebuie să ajungă Denis Vural și Victor Muz la mine ca să filmăm ceva. Azi e vineri, mâine e sâmbătă, logic. Așa că mâine o să fie Festivalul Științei, prima zi. Sper să vină multe persoane, habar nu am câte o să vină, dar să sperăm că o să fie destul de multe. Și fac acest daily vlog pentru că, pui mei, o să fie și un behind the scenes la ce o să facem astăzi, ce o să filmăm. Și diseară o să ne întâlnim mai mulți, o să mergem la mall și o să fie fain. Deci de-aia fac daily vlog-ul ăsta. Bun, sper să vă placă și rămâneți pe video că o să fie fain. Ok, acum vin. Mergem să îi luăm. Hai să mergem. Vedea eu la liceu aici. Ce zici, mă? Hello. Ceva, bă! A, mă, parcă suntem copii. Stai puțin. Focusul pe Denis, bă. Focusul pe mine. Ne-am întâlnit cu Gami, care filmează și... Oh my god, Inception. Oh my god. Și acum mergem la mine. Ok, deci ăștia au venit la mine acasă. Vape Nation! Da. Vape Nation! Fii atent, fii atent. Eu mi-am pus microfonul într-o chestie de asta, să nu mi se rupă. Jur. Filiu. Că e din plastic chestia asta și mi-e frică să nu se rupă, știi? Da, da, da. Bun, deci eu și cu băieții o să filmăm ceva pentru canalele noastre, în afară de Denis, că el doarme pe scaunul meu. Muz? Da. Pregătește videoul. Și da, revenim când filmăm. Ok, deci am filmat pentru canalul lui Denis și pentru canalul lui Victor. Iar acum o să filmăm ceva, un fel de sketch pentru canalul meu. Am mâncat o pizza extrem de bună. Sponsorizare Domino's Pizza, nu glumeam, dar e super mișto pizza de la ei. Ăsta se filmează. Vlogging. Și Denis își repară acolo o bateria stricată de mine. Pare rău, Denis. Dăm azi, mă uit eu. Ok, deci eu și Vural acum o să jucăm un meci de FIFA. Mulți, cine zici că o să câștige? Eu? Tu cine crezi că bate? Te bate, te calci pe tine. Apropo, abonați-vă la canalul meu. Da, abonați-vă și la el și la mine. Fac și eu 100.000. Ok, deci eu joc cu Real, iar el cu Chelsea. Eu zic că o să câștig. De fapt, hai că nici nu știu cum joci. Mi-am luat gol de la fraier, uitați-vă și voi ce fază. Uite ce bulan a avut. Nu e așa târziu ceasul. Aoleu. Diego Costa, bătrânelul. M-a bătut 1-0. Pentru că ești un slab. Frate, deci am avut, stați să vă, deci am avut 7 șuturi pe poartă, 14 șuturi în total, voi vedeți. Am coborât puțin până afară să ne răcorim și în vreo jumătate de oră trebuie să mergem să recuperăm pe regen de la metrou. Fraierului e frig. Denis era ceva de genul: bă, frate, e cald afară, nu-mi iau geacă, nu. Mor de frig, plus. Donați că vreau să-mi iau și o geacă așa de ziua mea. N-are geacă, săracu. Donați. N-am bani. Ok, deci suntem aici într-un parc pe lângă casa mea și îl așteptăm pe regen, o să ajungă aici cam în vreo 10 minute. Hello. După vine maica mea și mergem la mall. E super frig. E super frig. Nu e chiar așa frig ca mai înainte, dar... Denis e undeva pe aici, se ascunde printre... Jucăm hide and seek. Da, cu Denis, da. Hai să-l căutăm, nu știu. Nu-l mai suport, ajutor. Ești dezabonați-vă de la canalul lui, că e cel mai nașpa om ever. Ok, deci m-a sunat Regen, a ajuns la Victoriei și acum ne pornim spre el. Îl culegem pe Regen, ne întoarcem la mine, poate mai filmăm ceva și după mergem la mall. Ce ziceți, mă? Zic cum m-am curentat eu când eram mic și prost. Acum sunt doar prost, atunci eram mic și prost. Acum ești mare și prost. Uite, bou! Uite, bou! Ți-am zis să ieși pe acolo? Tu nu, frate, știu eu! Salut! Bă! Ba, ce zici, mă, Regen? Faci vlog, eram sigur. Dar nu-s cu camera în mână ca prost. Salut. Mergem și filmăm.
Hai bă, că i-am lăsat și lui Felic de pizza, nu? Da, două. Trei. Două sau trei. Să ne înghesuim în liftul lui Gami OS. Oh, da. Liftul din ce în ce mai înguste, zici că-s pentru... Sardine, mă. Sardine. Bun, deci am ajuns la mine acasă din nou. Este și Regen acum la mine. Salut. Ia arată-mi puțin camera ta de vlog. Uitați cu ce cameră face Regen vlog. E mult mai mare ca a mea. Și dă 3 ori mai scumpă. Back at it again în lift. Bună. Ce tare. Back at it again, mergem la mall. Ah, da. Și ne-am blocat în trafic. Traficul de București la 9 seara, 7 seara. Ok, deci am ajuns la Mega Mall. Acum ne îndreptăm spre Dristor Kebab, că mâncăm shawarma. Bă, de câte ori mănânci la Dristor pe zi? De 7 milioane de ori. Dar tu stai în Timișoara. Hello. Oh my god, toată lumea. Salut. Ce zici, mă? Bună ziua. De unde ce? Care cameră să mă uit? În toate. Eu sunt lumea mine, hello. Să sperăm că e bună, n-are de ce să nu fie pe mine. E bună. Ok, deci tocmai ce am mâncat, suntem toți fraierii de dinainte, mă rog, în afară de mine. Și Cezar, s-a mai adăugat Cezar. Iar acum mergem prin Mega Mall să ne plimbăm. Bă, frate, sper să nu ne zică ăștia nimic de filmat în mall, că l-așteptam pe Regen. Vorbeam cu el la telefon, aveam camera oprită, gen o țineam în mână, o țineam în jos și vine bodyguardul la mine. Ieși, pe bune. Efectiv mi-a zis să ies de la metrou, că aveam camera în mână, căci că n-am voie să filmez, dar vorbeam la telefon cu Regen. Ok, deci am ieșit și de la mall, nu prea ne-au lăsat să filmăm. Au venit vreo 5 bodyguards la noi să ne băgăm camerele în ghiozdan, dar eu n-am ghiozdan, puii mei. Vreau acasă, că mor de prin. Tu? Vreau să fac selfie. Just on low light. Nu faci. Uite ca fac, uite am făcut vreo 5. Filmezi? Salut. Filmezi? Salut. Uite ce poți. Salut. Ok, deci acum o să ne împărțim, se sparge gașca, mergem acasă. Salut. Ăștia merg pe jos până la metrou la Iancului. Iar eu cu Ștefan așteptăm să vină să ne ia. Bun, deci cam asta a fost și cu acest daily vlog, el a fost muz. Denis. Bă, mă idee. Să facem și Cezar. O poză pentru thumbnail. Eu sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!